Teatrul George Ciprian desfășoară în acest weekend un turneu în Italia. Românii stabiliți în peninsulă sunt invitați la spectacolul de comedie O viață, o șosetă, un vis, o mașină de scris, în regia lui Daniel Bucur. Mesajul piesei de teatru este inspirat de o poezie franceză a lui Jacques Prévert, care îndeamnă la fericire și trăirea fiecărui moment din plin. Interpretează actorii Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru, Diana Bagdazar și Victoria Bobu. Dar ce bloc este? Ce bloc? Un bloc liniștit, nu? Un cartier liniștit, oameni de treabă, fiecare cu vederea lui. Ei sunt copiii mei. El e băiețelul. Are 9 ani. Îl cheamă Alde. Alde? Alde. Alde. De la Al Pacino și de la De Niro. Seria de spectacole este organizată cu sprijinul Ambasadei României în Italia, Consulatului General al României la Roma, Consulatului General al României la Bari și Consulatului General Onorific al României la Napoli, alături de Consiliul Județean Buzău. Primul spectacol este programat vineri seară la Napoli, al doilea sâmbătă în orașul Bari, urmând ca ultima reprezentație să aibă loc duminică seară la Roma. Intrarea la toate cele trei reprezentații va fi liberă.